ești. Și atunci reacția copilului este normal, de defensă, Apărare. de apărare, de retragere în sine. Și de aici un cerc vicios da. Și conflicte și pentru permanente. Că, pentru că vreau să pun alte întrebări, dar pentru că am deschis subiectul acesta, este foarte bine. Haideți să vedem puțin adolescenții și relația în familie. Să discutăm mai mult, pentru că aici cred că sunt multe conflicte și să spunem lucrurilor pe nume. Cum spuneați mai devreme. În cazul în care îl rogi pe adolescent, îți rogi copilul, te rog să faci curățenie în camera ta, să duci gunoiul sau așa, și vezi că nu face. Atunci, care este tonul? Cum să procedăm concret? Pentru că ziceați, părintele merge și spune, păi, ți-am zis de 10 ori, întotdeauna ți-am zis, fă-ți curățenie, niciodată nu faci. Atunci, noi ce ton? Adică, care expresie să folosim? Cum? Haideți să le întrebăm un pic pe fete cum li se prezintă lor această problemă și care este reacția lor și apoi să vedem unde greșim. Da, în primul rând contează foarte mult prima etapă în care ți se implementează un anumit comportament. Adică modul în care se adresează părinții în prima parte a vieții, acela va trebui să îl abordeze și mai departe, deoarece un copil se obișnuiește. Dacă este tratat regește, putem spune, adică primește tot fără să facă nimic, este învățat să creadă că lui se cuvine tot și nu are nicio responsabilitate, numai de câștigat, este foarte greu ca mai departe, când ajunge adolescent, când ajunge să fie necesar să aibă unele responsabilități, nu este obișnuit. Pentru că, și aici putem spune că este vina părinților, pentru că de mic nu l-a obișnuit și lui se pare ceva ciudat, ceva nepotrivit pentru el și reproșează părinților faptul acesta. Iar în acest moment este foarte greu să revii la început. Dar haide puțin să judecăm altfel. Până mai ieri te jucai cu copilul și ți era un tovarăș și un prieten apropiat. Și dintr-o dată simți o răceală. Ce se întâmplă? Și probabil te ajuta. Și dintr-o dată simți că între părinți și adolescenți se naște un zid. Până mai ieri copilul care asculta și avea responsabilități pe care și le îndeplinea, nu mai vrea să facă. Aici cred că este vorba despre o influență din exterior. În primul rând, din partea anturajului, vezi că alt prieten nu face la fel ca tine și ți se pare că e mai bine așa, că nu e potrivită educația pe care ai primit-o tu, că părinții tăi nu fac bine ceea ce fac și că lui îi trece viața mai ușor, am putea spune. Și este mult mai simplu să faci cum face el. Și de asta poate intervine o răceală între părinți și copii la un moment și dat. Crezi că de multe ori tinerii se imită unul pe altul și vor să facă ca să, dintr-un teribilist sau ca să fie acceptat de grup? Da, aici este vorba despre efectul de turmă. Te simți exclus. Da. Da, putem face. Da, e bine să vorbim sincer, pentru că astea sunt problemele cu care ne confruntăm în fiecare zi. Crezi că dacă nu faci același lucru ca și alții, în special cei pe care îi consideri prieteni, dar un prieten adevărat, dacă vorbim în mod real, nu îți cere să faci anumite sacrificii și știe ce e mai bine pentru tine. Dar să revenim. Dacă vezi, dacă alții văd că nu faci ceea ce fac și ei, te exclud, fac în așa fel încât tu să te simți rău și în acel moment, neavând altă soluție, încep să faci ca și ei. Să-i imiți, cum ați vrea să spui. Dacă pot să completez. Da, sigur. Depinde, copilul trece prin anumite etape ale vieții. Exact cum spuneam, cum spuneați. Atunci manifestă oarecare frică de ceva. Ce vă doriți voi, adolescenții? La vârsta asta, da. Ce ne dorim? Aici nu pot să generalizez. Ce doresc eu? Da. Îmi doresc să reușesc ceea ce... Să am un plan de viitor exact și să reușesc să mi-l duc la bun sfârșit. Să-ți atingi celul propus, nu? Da, să-mi ating scopul. Și scopul în viață. Și momentan vreau să am o viață liniștită, într-un anturaj în care să mă simt bine, cu principii și valori morale bune. Pentru că în zilele noastre se promovează mai mult principiile care nu sunt tocmai bune decât cele bune.
după cum știți bine. Și crezi că... De aceea apar și problemele acestea, da, ale, da, tinerilor. Da, într-adevăr. Dacă mai aveați ceva de... Mi se pare că vreați să mai adăugați ceva. Da, și vreau să le întreb pe fete. Într-adevăr, revenind la discuția ta anterioară, tind să nu faci anumite lucruri sau să-ți imiți anturajul, dar în ce condiții imiți anturajul dacă tu refuzi să faci ceva în casă, în context? Da. Ești doar tu cu mama ta, nu te vede nimeni și refuzi, cum spunea doamna Laura, să faci anumite lucruri pe care ea ți le cere, pe care înainte, copil fiind, le făceai. Da, aici intervine altă problemă. Aici este vorba despre dragostea părinților față de noi și a prietenilor față de noi. Aici putem descoperi foarte ușor faptul că părinții ne iubesc necondiționat, pe când prietenii, cei mai mulți, sunt prieteni cu un anume interes, cu un anume scop. Să explic. La un părinte simți că poți să-ți permiți să faci mai multe pentru că știi că te iartă. Pe când la niște prieteni simți că pici prost în fața lor și de aceea nu îți permiți să le refuzi la prea multe, până când îți dai seama totuși că ai greșit și că nu este bine ceea ce faci. Este o schimbare de personalitate la această vârstă, nu? Este și o formare a personalității la această vârstă. Da, și mă gândesc că adolescenții își doresc foarte multe, foarte multă libertate, nu? Și foarte multă independență, și probabil și sunt mai rebeli, încep să fie mai rebeli. Și din acesta să fie motivul pentru care refuză anumite cereri și nu mai vor să fie responsabili? Își doresc o anumită independență și dacă înainte relația cu adultul sau cu părintele era una de dominanță, în care părintele domină și spune ce trebuie să faci și cum trebuie să faci și tu ești undeva submisiv și îți asumi rolul de copil. Acum, în adolescență, vrei să fii independent, vrei să faci tu lucrurile, vrei să nu ți se mai spună ce să faci și eventual să fii consultat, dar vrei cu siguranță să le faci tu. Și atunci de aici vine și partea de rebeliune și nu mai fac ce-mi zice mama. Și mai ales că observ că foarte mulți adolescenți doresc să fie tratați ca și adulții. Ca este și persoanele mature. Este adevărat? Da. Este normal. Este foarte adevărat. Însă, la ce ar trebui să ne gândim? La lucrul care este cel mai important din ce ați spus. Pentru ca să fii privit ca un anume fel de persoană, trebuie să te comporți ca atare. Pe când adolescenții care doresc să fie priviți ca niște persoane mature, să le acorzi anumită importanță, anumite merite, să spunem, trebuie să dovedească, nu? Da, trebuie să dovedească și tocmai aceea despre care spuneam, nu dovedesc acest lucru, fug de responsabilități, fug și de la școală, asta este, da. Nu-și mai ascultă părinții, încep să creadă că sunt proprii stăpâni, deci... Da, și că pot să se descurce singur. Da. Chiar mă gândeam că poate ar fi o idee bună, fiecare adolescent în vacanță să lucreze o săptămână, da, nu mai mult. O săptămână să trăiască din banii câștigați de el, o săptămână, ca să poată să înțeleagă și să aprecieze, da, valoarea banului. Și munca părinților, da, pentru că de foarte multe ori ei nu-și dau seama cât efort depui și că fiecare părinte cred că își dorește cel mai bun pentru copil. Și într-un fel își bat joc de părinți, pentru că nu știu eforturile, cum am spus, eforturile depuse de părinți pentru a-i întreține, pentru a le acorda tot ceea ce își doresc în măsura posibilităților și asta ar fi o soluție să vadă și să aprecieze munca părinților și tot ceea ce fac pentru dânsii. Și okay, să mai revenim puțin la relația cu părinții. Ce nu vă place vouă? În relația cu părinții, unde simțiți voi că ceva nu este bine? Uneori... Acum hai să vorbim deschis că nu suntem perfecți. Da. Și greșim. Dar să începem cu ce e pozitiv, ca să nu speriem foarte tare părinții. Nu, da, mă interesează normal. Ce crezi că merge bine relația ta cu părinții tăi acum și unde ar putea veni.